Bună, Capricorn, și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru tine care sunt energiile și vom face etalarea de tip jocul relației. Dar mai întâi vreau să văd un card de oracol potrivit pentru conexiunea ta cu această persoană la care tu te gândești. Văd numărul 13 aici, miracole și binecuvântări. Fiecare lucru își are binecuvântarea sa sau cadoul său. La baza pachetului văd numărul 29, alege iubirea. Întotdeauna tu ai de ales, alege cu iubire. Alegerea pe care tu o faci să fie una cu iubire. Deci întotdeauna tu ai de ales, alege cu iubire. Ok, hai să vedem acum arhetipul. Cine ești tu? S-au întors cărțile. Care este arhetipul tău în această conexiune cu persoana la care tu te gândești? Mama, energia aceasta maternă este foarte relevantă pentru tine. Poți să fii chiar tu energia feminină, o energie hrănitoare, răbdătoare, care oferă iubire necondiționată și, de asemenea, bucurie în a da viață. Mama. Ok. Hai să văd acum această persoană în ce arhetip se scaldă, care este arhetipul acestei persoane. Bully. O persoană care are tendința de a intimida pe cei din jur. De asemenea, această persoană te poate ajuta să îți confrunți fricile și temerile tale interioare care te coboară cumva. Ok, interesant. Nu am mai primit, cred că, acest card la niciunul din semnele zodiacale anterioare. Situația dintre voi? Care este situația dintre voi? Dintre tine și această persoană? Focusat. Și mi-a dat acest sentiment, acest card. Bully. O persoană care este cu ochii pe tine, fascinată și care privește, te privește. Fiind în situația dintre tine și această persoană, e posibil ca această energie să fie oarecum întâlnită la amândoi. Este necesară, de asemenea, și curățarea spațiului tău, meditația, pentru a te curăța de acele energii negative, de acele energii joase. Ok. Să vedem tarotul acum, ce are să ne transmită pentru tine, pentru zodia Capricorn și persoana la care tu te gândești. Care vă sunt energiile în oglindă. La baza pachetului avem magicianul. Magicianul acționează. Magicianul ia atitudine. Și uite, văd și acest șase de monede, poate în privința finanțelor.
poate ai parte de susținere sau tu susții această persoană, pentru că tu până la urmă ești în această energie a mamei, o energie hrănitoare, răbdătoare, care oferă iubire necondiționată. 3 de băte, 3 de spade, îndrăgostiții. Da, posibil să fie decizia ta de a oferi această susținere a acestui om, dar să știi că există aici și un soi de durere sufletească. Și în anumite cazuri poate să fie această durere sufletească provocată de manipulare, pentru că magicianul mai vine și cu astfel de energie. 7 de băte, cavalerul de spade, regele de băte în acțiunile tale, 5 de cupe, pajul de monede, 10 de spade, 5 de monede, regina de spade și cavalerul de monede, energia ta. Avem în viitorul apropiat aici între tine și această persoană. Interesant. Tu vezi cărțile? Cred că da. Ok, hai să vedem. Simt aici că tu încerci să te aperi, cel puțin în gândurile tale. Încerci să te aperi de această energie manipulativă. Chiar agresivă, cu acest bully aici, tu încerci să te aperi și asta ai tu în gândurile tale. Să îți setezi anumite, chiar și o anumită distanță, nu doar, nu știu cu cine am de a face aici, cred că este pentru prima dată când mi-a venit această idee, dar cu 7 de băte chiar poți să iei o anumită distanță, da, și e adevăr aici. Să ții o anumită distanță față de această persoană. Și universul te susține în acest sens. Divinitatea te susține, pentru că am văzut la baza pachetului și acel card, roata norocului. 5 de cupe. 5 de cupe este în gândurile sale. Nu știu exact ce provoacă această agresivitate în acest om, pentru că asta simt un soi de agresivitate. Dar în gândurile sale văd tristețe, văd nemulțumire, văd cinci de cupe și 8 de monede, pentru că își dorește cu tot din adinsul ca lucrurile să funcționeze între tine și el. Poate e un soi de forță aici, de, nu am să spun luptă de putere, pentru că din partea ta simt o altfel de energie. Un soi de, cu acest card bully, cu 5 de cupe și 8 de monede, persoana asta încearcă să repare ceva aici cu tine și parcă prinzând din partea ta această energie de ușoară defensivitate, poate chiar mai mult decât ușoară defensivitate, ții parcă să te îndepărtezi de această persoană, încearcă să forțeze lucrurile. Și lucrul ăsta niciodată nu duce la ceva bun, dar, mă rog, atât reușește această persoană să înțeleagă în momentele de față, parcă simte că pierde teren. O situație destul de intensă aici la Capricorn. Cavalerul de spade este în sentimentele tale. Cavalerul de spade și el acționează, la fel ca și magicianul, doar că acest cavaler de spade poate fi și foarte impulsiv, poate
Și comunică de asemenea. Poate fi și o energie nu foarte bine plănuită. Regina de bâte. Și tu ai regele și regina de bâte în energiile tale. Parcă vrei să îi transmiți acestui om prin energia acestui cavaler de spade că totul s-a terminat? Sau faptul că... Da, pentru că văd și acest card, regina de spade, într-un și 5 de monede în surpriza din partea divinității. Pentru tine, în sentimentele tale, tu simți un soi de, nu am să spun răzbunare, dar un soi de reacțiune, așa, de dorință de a reacționa în această situație, de a-ți exprima gândurile tranșant, clar, concis și acest cavaler de spade poate să fie și foarte rece. Mă rog, nici în această situație simt că ai de a face cu o persoană cu care căldura, nu știu dacă, în fine, pajul de monede este în sentimentele sale, această oportunitate de a fi cu tine, pe care această persoană o prețuiește, mai poate fi și un copil implicat, în care caz ar putea fi un semn de pământ, taur, fecioară sau capricorn, dar pajul de monede vorbește despre această oportunitate și pajul de spade. Pot fi copiii implicați aici. Iar lucrul acesta, parcă persoana asta să vină să îl pună în prim plan pentru a câștiga teren în fața ta. Dar nu negociem cu... Nu cu copiii noștri la înaintare, în niciun caz. Dacă e vorba de copii. Ok. Regele de bâte îl avem în acțiunile tale. Regele de bâte... Măi, și regele de bâte este o energie pasională, atractivă, șarmantă. Dar nu aici. Aici simt că mai mult se insistă pe această idee că regele de bâte este o persoană rezistentă, o persoană care luptă până la capăt. Da, și este energia ta cu acest cavaler de monede, care se mișcă încet și care știe că își dorește stabilitate, știe că își dorește structură, știe că își dorește acele lucruri care îl fac să se simtă centrat pe acest om. Și cavalerul de monede l-am avut și aici, îl avem și aici în viitorul tău apropiat. Această atitudine a ta și aceste acțiuni ale tale, totuși mai vreau o carte pe acest cavaler de monede și regele de bâte. Ce vor să spună aceste cărți în acțiunile tale? 6 de spade. Faptul că tu vrei să te... Da, și 10 de bâte. Vrei să te simți împovărată aici și vrei să te îndepărtezi. Vrei să... Nu avem 8 de cupe, dar e 6 de spade. 6 de spade. Vorbește despre acea energie, precum că în momentul de față te afli în niște ape mai tulburi și intenționezi să faci această călătorie, fie în plan fizic, fie în plan spiritual, pentru a îmbunătăți situația, pentru a ajunge pe acele calme ape, pe acele ape mai calme, mai liniștite. Ok.
10 de spade este în acțiunile sale, o persoană care simte dureros această încheiere și ca o trădare și va comunica acest lucru. Văd împărăteasa, 10 de spade împărăteasa. Va resimți faptul că nu poate exista, pentru că asta simt să spun, că nu poate exista creștere în această situație, o va resimți ca pe o trădare și parcă e un om aici care încearcă să reînvie un cadavru, o situație moartă, cumva o persoană care reîncearcă sau încearcă să aducă la viață. Nu știu cu cine rezonează, nu cred că rezonează cu toată lumea aici. Încearcă să aducă la viață ceva ce nu mai e în viață. 5 de monede este în surpriza din partea divinității și nu știu cât mai e surpriza acest lucru. Pentru unii dintre voi o situație financiară mai precară, în sensul că nu precară, că e mult spus, dar atenție mai mare la economii, la bănuții tăi, la felul în care ții cheltuiești. Și magicianul. Magicianul din nou și-l avem și aici. Surpriza din partea divinității e că nu vei mai oferi susținere și da, nu vei mai oferi susținere acestui om sau nu vei mai primi pentru unii dintre voi susținere. Cumva va încerca să lovească în toate acele modalități prin care să te determine că să gândești că de fapt tu fără acest om. Și mi-e greu să vorbesc, să prezint lucrurile la modul acesta pentru că parcă nu-mi vine să cred că poți să ai de a face cu un asemenea om. Un mesaj mai dur simt astăzi pentru voi, dragii mei. Regina de spade este în blocajul dintre tine și această persoană. Regina de spade este independentă, este o energie feminină foarte inteligentă, fiind în blocaj și 10 de monede, pajul de... și văd și o regină de bâte pe aici. Fiind în blocaj... îmi vorbesc despre faptul că tu chiar decizi, chiar ești dispus, dispusă să mergi până la capăt pentru a-ți obține independența ta. Cumva asta blochează orice soi de reconciliere, de apropiere unul de celălalt. S-a întâmplat ceva aici care... Cavalerul de monede este în viitorul posibil între tine și această persoană. Cavalerul de monede se mișcă încet. De multe ori poate fi această energie care aproape că nu se mișcă. Simți că lucrurile stagnează de fapt. Marea preoteasă. Marea preoteasă reprezintă zodia Pești și 7 de bâte. Tu îți cunoști adevărul tău, tu îți cunoști te cunoști pe tine și știi unde vrei să ajungi și lupți pentru o viață mai bună a ta. Nu știu dacă mai lupți pentru ceva împreună cu această persoană și măi, și parcă nu-mi vine să transmit un asemenea mesaj public. De ce
cavalerul de monede. Mai dăm o carte pe acest cavaler de monede în viitorul apropiat. Între tine și această 10 de spade. Și din nou această carte împărăteasa. Împărăteasa a clarificat iarăși și acest 10 de spade de aici, din acțiunile sale. Cineva se hotărăște să pună punct. Poate energia feminină de aici, o mamă, comunică toate aceste lucruri și chiar dacă aduc griji, temeri, nopți nedormite, chiar lucruri resimțite destul de puternic de către tine, aceste nopți nedormite, aceste temeri, nu e ceva... E un mesaj mai, nu știu, aș fi preferat să nu ofer așa ceva, să nu public așa ceva, dar așa mi-a ieșit. Sfatul pentru tine și Marea Preoteasă, nu Marea Preoteasă, Împărăteasa reprezintă și mama. Posibil să fie energia ta, așa mă gândesc. Sfatul pentru Capricorn, te rog. Nu uita de asemenea că Universul te ghidează în această situație și că fiecare lucru își are binecuvântarea sa. Peste ani sau peste un timp vei conștientiza că lucrurile sunt întotdeauna spre binele tău. 10 de bâte. Să duci aceste poveri până la capăt și dacă este necesar chiar să ceri ajutorul celor din jur, pentru că tu ești destul de determinat și văd faetonul, faetonul se îndepărtează, faetonul pleacă, faetonul are determinare și toate resursele pentru a avea parte de succes. Pui în mișcare anumite forțe aici. Ok, dragilor, cam atât pentru astăzi. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici. O apreciere, de asemenea, este binevenită și de mare ajutor și mă bucură. Un comentariu al vostru, dacă simțiți acest lucru, de asemenea. Pentru ca și cei care mai intră pe aceste videoclipuri, mă refer la persoanele mai noi, să știe cam la ce să se aștepte din videoclipurile acestea. Pentru citiri personale îmi puteți scrie pe adresa de e-mail sau pe numărul de WhatsApp. Eu vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu recunoștință și iubire și ne vedem curând. Vă pup! Pa, pa.